Un număr de 27 de persoane singure sau familii din municipiul Deva au solicitat acordarea ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie în intervalul 21 decembrie 2021-20 ianuarie 2022. Majoritatea cererilor, cam 82% din total, aparțin persoanelor singure și doar 18% au fost depuse de către familii. Totodată, în 70% dintre cazuri, solicitanții ajutorului de încălzire utilizează gaze naturale, se arată în datele oficiale furnizate de Direcția de Asistență Socială Deva. De reținut este faptul că ajutorul de încălzire poate fi solicitat până în data de 20 martie a acestui an, iar suplimentul pentru energie pe toată perioada anului. Aproape 1900 de familii sau persoane singure beneficiază de ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie ca urmare a cererilor depuse la DAS Deva începând cu luna noiembrie a anului trecut.